Când v-am spus eu, salut pe Dani Tecșan, că mii de lucruri se întâmplă după filologie și sociologie. Astăzi avem multe șuri de împărțit și de distrat cu cei dragi, inclusiv cu șoace cu aibă care puțin să ia apărarea și un somn adânc pentru o viață cam atât de frumoasă. Asta pentru superagentul Alin, care Alin Tecșan crede că Alin Tecșan este rebel în alianța lui Pixie și Anca 11. Cât veni vorba despre sociologie, un coleg de-al meu și profesor, mă scuzați din nou să repet cuvântul pentru că eu nu m-am bâlpuit aici, tot așa pe YouTube, un profesor de sociologie și superagentul Alin și un coleg de-al lui l-a apreciat pentru logo efect, că de care interesant are un milion de vizualizări și ce-ar fi bine să avem un milion de vizualizări la discuția despre Anca 11, Coliva și Aia Grande pe Flamingo cu lac la piscină. Ei, da, Pixie! Alin Tecșan a fost surprins când a atacat alte castele și Anca 11 a fi fost nevoit să îi amendeze. Sunt cu minte, dar ce fac greșit Anca 11? Că dacă mă dă Pixie afară, mă răzbun pe ea și pe vrăjii. Încerc să cresc mare. Păi nu vreau să atac casele. Mă tremură pe ăștia. Alin Tecșan a fost surprins când a atacat alte casele pe refonii și am ca lui și a fost nevoit să îl pună pe Alin la punct. Păi nu vă mă rușine să-l puneți pe Alin Tecșan la punct și să lăsați pe Alin Tecșan rebel fără peșa la piscină. Amendă! Am ca lui și a fost surprins nebunii cum drâma alte casele cu vikingii și vrăjii Ioana a fost nevoit să o amendeze. Trecem acum la Evoni, că de ca Intecțion are multă celebritate dacă bagă tot cu coste baia lui ZNF la pușcărie și captivii sunt 10.000 de posedați revenanți care că de ca Intecțion a upgradat închisoarea și în alianța CAV este vrăjii. Vin, dar n-aveam teleportul în Anca 11. În alianța lui Vrăjii, se presupune că Alin Tecșan a fost surprins de un membru din Pixie, că Alin Tecșan a drumat mai multe castele și a avut nevoie să facă proafă mătura lui Vrăjii. Bă, nu vă fim o rușine ca Alin Tecșan să drume castele și să lăsați vacanța fără peșa la piscină anul viitor, după bac, amendă! Trecem acum la Anca 11, care crede că Anca 11 are multă forță, iar ceilalți îl apreciază pe Alin Tecșan că a crescut cu puterea de nivelul 22 al dojoului și cu putere de 7 milioane, dar oare aș putea să ucid B10, Grifon B10? Nu știu, dar eu Anca 11 crede că... Felicitări să te văd aici. Zeci de oameni l-au apreciat pe Alin Tecșan pentru efecte, inclusiv mă întreabă un coleg de-al meu de-al liceu Cimitiră dacă mi-am pornit monetizarea. Adevărul este că da, și îmi place să discut aici despre adevăr, discuții și să mă joc jocuri video, Evoni, Angry Birds și telefoane Android cu care vreau să mă meșteresc ceva din colecția mea de telefoane Android. Uneori când vreau să merg într-o excursie atât de departe,
departe, dar nu departe, departe, nu trebuie să vă lăudați. Da. Vrăjii! Citește așa. Citește asta, Ancuța 11. Hai să ucidem un grifon. Am aderat la două războaie și am multă putere de Arhimico și vrăjică, de că eu sunt cel mai puternic, încât eu am multe realizări în viață și mai multă reînviere și tot 7 milioane de mii de putere, pentru că eu în Evoli am crescut de la 5 milioane de putere la 7 milioane de puteri în doar 2 zile. Extraordinar! Mi se pare puțin cam exagerat, dar eu am câștigat multă putere și eu nu știu cum. Pentru că eu m-am gândit ca eu, în Alianța War, să mă mut aici pe veci, pentru că am acolo multe atacuri, multe înțelegeri și mii de oameni care să mă înțeleagă atât limba mea de român, cât și socializarea mea, care mi este puțin cam evoluată în mediul online, dar în mediul offline alții se ocupă doar de bac și de teme. Dar în ideea mea de a posta, o să mai postez ceva pe blogul meu, dar să nu ziceți că eu plec chiar așa pe blogul meu, dar mai multe incidente se pot întâmpla, dar eu sunt rock and roll. Este bun. Păi asta e tot. Vedeți să nu mă critice șoace coaipi, că bag probleme personale despre not în închisoare. Așa. Eu n-am idee să pot să blog, dar mi-a venit o postare, deși eu nu știu ce pot să mai postez. Eu am aici ca postare o ciornă despre Violeta. Da. M-am multe ciorne. Ia uitați, draft, unde găsesc eu draft, unde-i draft, unde-i, unde sunt ciornele, mă? Nivelă, mă, cu noroc, epic, samurai, Violeta, ha? Aolea, ia uitați. Asta! Asta, bă! Mie mi se pare puțin cam comic, dar stați să... Stați să nu mă moare Violeta, că trimit asta pe blog. Tocmai am făcut-o. Este foarte nasol. Am crezut că o frumoșică poate să aibă flamingo pe ea la pișă și eu să, nu, să mă lisesc ca și să nu fiu sexy. Atât shit! La dracu, am uitat să scot afurisitul ală toplă la mare să și la pișină. Mi se pare mie că am vorbit de ceva nu ilegal, nu? Sau atât de similar, nu? Mi-amintesc de ceva ce chiar s-a întâmplat. Fiți atenți! Vine mătura lui Vrăjii! Vine mătura lui Vrăjii! Vine mătura lui Anca 11! Mama, chet, să nu se ducă anul ăsta Pinky by Hot! Serios, ce gând a făcut ea? Nu mi-a spus de ce e supărată ZNF pe mine. De ce e foiată ca și mătura lui Vrăjii? Poate pentru că cineva a părut-o la ora de română, că ZNF, vai de toate că o să bai cu blonda, dar nu trebuia să o părăsc că este arogantă. Și apoi ZNF zicea, Aline și blonda trebuie că o să bai și Aline să te solicita. Păi ce nu te ajunge ZNF să te apăr în timpul ei când se foame? Da, dar nu trebuia să zic nici asta. Vă iau cu mătura lui Pixie! Sigur, nu trebuia să fac asta! Mi se pare puțin cam... Uitați-vă! Aline! Aline! Ne-a pus ea pe YouTube. Eu v-am pus.
Șocați-aș fața! Mătorul vrăjii zice, vrăjii vise ciufuite cu șapte pure și pun picior. Ceea ce nu-mi place în acest joc, ceea ce nu-mi place în acest joc, amisițiu, scuzați-mă, dar ea este puțin cam căpiată. Păi, o colegă de 100 centimetre a încercat să se lupte cu globul de pe brad și au inventat un nou joc pe Mortal Kombat cu globurile de pe brad. Păi nu mai mă rușine să lăsați bradul să cadă și noi să învățăm doar la istorie? Să mă ia bradul! Pentru că trecem acum la un nou subiect, nu este nici măcar despre discuția lui Vrăjii Joana și a lui Anca 11 și a lui mătura lui Vrăjii, care toată lumea a zice că eu de ce nu pot să merg în club, de ce să ne ducem la liceu, de ce să se ducă la șaroma, la simulatul săutului, la evadă telefoane, la o fată care să se satisfacă la mine, hai că nu știu ce. Și unii să-și bage nasul și să ne știe din tot liceu pe unde să ne ducem, mai în special bobocii și trețele de relații, care mi-a spus asta de 80 de ori. Puțin cam stupid. Și uitați-vă la mine. Eu mă joc, eu voi și încerc să dărâm castele răzbunându-mă pe situația ta cu se băi și a jignirilor despre inima frântă a ZNF. Uitați de asta! Forget about it! Se pare că unele puteri mi-a cam făcut de cap. Nu mai pot trimite trupe. Fii atent la ce trimiți la mine, că astfel am cam 11 nu știu nu face cu mine. Ok, hai să discutăm despre alte lucruri, dacă vreți. Dar deja vreau să simt că ce nu va ajunge vouă. Tata te naibii cu trecul tău cu o sebaia blondei, să nu fă la... te-am ajutat cu totul, te-am ajutat cu totul, ți-am dat apărarea. Te-am apărat încă ți-e foame și să-l fi lăsată să mănânci. Și acum tot ne furăm dorințele și ne certăm? Poate ce nu ți ajunge? Ce ți-a lipsit? Excursia de glaza nouă care n-a vrut să mergă la hotel la piscină sau bacalaureatul? Ce lipsește ție? Sau ce lipsește nouă? De ce ne certăm? În glaza nouă n-am înțeles și eu problemă de să pești la piscină și că n-am fost invitat undeva. Tătăi clase n-a rezolvat Livia Capsul nimic. Uitați-vă și voi. Și Atenă. Și ce spune Violeta aici? Dezamăge junior. Se pare că o simplă dorință de vacanță, cred că va dărma de... Vă este frică de agitația mea. Acum nu este nicio schimbare. Acum trebuie să știu de ce se supăra problema de sănăt în fiecare an. Nu se schimbă nimic. Acum Lilia o să plângă la telefon. Întotdeauna să știți foarte bine că dezamăgirea mea, supăratul, dar depresia, supărarea. Dacă unii mă bag în depresie și nu a fost o vacanță niciuna din
fiecare an a fost cumva eu, în următoarea vacanță sper să nu intru în depresie. Pentru că nu vreau să mi se întâmple asta. Deși mă cam bucur de sociologie și filozofie, pentru că m-a ascultat la adevăr. Vă mulțumesc mult, dar și eu vă știu ce faceți, dar nu vreau să vă părăsc în mediul online, că nu merită. Măcar despre voi ce vreau eu și că m-ați înțeles totuși. Doar una m-a înțeles. Asta numesc eu jocul lui ZNF de a blonda și Toi Cozebaie. Și a blondei. Blonda blândă versus blonda severă. Blonda blândă versus blonda severă. Ăsta o să fie jocul de azi. Ce naiba. Ce dracu. Noi am stat aici decât să ne certăm, să ne înjurăm de motacomba, de tot. Și nu venim aici eu cu un scop bun să schimbăm teza, să fim pretențioși, să nu fim ascultați la moara cu noroc și să avem pretenția din nimic. Din moment ce eu mă cam descurc la TIC, deși m-am cam descurcat, nu m-a ajutat nimeni în afară de mama mea, maică mea, pot să zic și mama Chet, că nu se supără, dar... Un cristal de dragon. Da! Poeme despre ZNF și Flamingo Sexy. A trebuit să repar toate discuțiile despre Toi Cozebaie și despre blonda chiar acum. Repararea imediată. Oh my god! Mii de putere! Mama, ai crescut cu încă 6.000 de putere, nevonic! Cu 600.000 de putere! 7.6 putere! Mersi! Ok, îl avem pe Carol întâi, împodobit cu Brad. Aș vrea să mai discute să ceva, dar Carol întâi ce primește de Moș Crăciun? O piatră care îl readuce la viață, Carol al doilea primește o carte de bacalaureat, Alexandru cel Mare primește două globuri pe nas, pentru că la noi la liceu avem tablou cu Ioan Cuza și de Crăciun primește două globuri pe nas. Să-l împodobim și pe Ioan Cuza de Crăciun. Crăciun fericit, Ioan Cuza, Ocaolu Cuza și un an nou fericit. M-a cam distrat. Dar nu atât de distrat decât am crezut. Te rugăm să-ți modernizezi. Hei, trecea dracului, dar de ce să mai mă zbat eu atât? Persoana de sănătate care nu se rezolvă niciodată. Ce pui mei? De ce zic așa? De ce? Pentru că mi se pare puțin ceva ridicol.
M-am gândit să am multă putere, pentru că și pe Evonius am multă putere. Soldații mei acum sunt cu tracțiune. Și m-am gândit să mai discut despre asta, faptul că am postat ca ciornă. Noiembrie trecut sau octombrie trecut nu prea am postat, așa că am postat astăzi, deși era o, ceva ca ciornă. Era o ciornă și am postat-o astăzi. Pentru că n-aveam timp de blog. De ce în fiecare weekend învățăm și noi? De ce în fiecare weekend nu mai învățat? Deci nu ne, de ce nu putem fi invitați la petrecere la întâmplare? Deci nu ne putem distra și noi? Dar uite ce a făcut Lilian din mine fiecare weekend. Frumos așa. Că vrem și noi să ne pierdem nopțile în club, având în vedere că am pe cineva blând care m-a înțeles că va să ne stăm în club, chiar dacă sunt restricții, să ne facem noi în club, dar stai puțin, dacă ne facem un club, ne omoară mama și tata. Ce dracu? Sau ce dracu? Mi se pare foarte agitată situația, pentru că noi vrem să plecăm, să ne distrăm, sau neapărat să ne distrăm, nu numai să stăm weekend învățat. Când mai spune Lilia cântuna că avem liber mâine, deși nu este liberă și vrem să ne distrăm pe unde vrem noi în afară de rude. Dacă era mea, nu mi-ar fi stricat generația de zemă, să-mi va surpriza aici, mă. Da, am microfonul adevărat, este un microfon stricat de vreo 10 ani și e camera web, nu e microfon. Nu este un microfon, este camera web. Și n-am avut eu... N-am avut un mijloc de comunicare decât microfonul acesta. Decât microfonul... Ah, era să cad scaunul. Întotdeauna când sunt supărat pe problemă despre ce mi-am dorit eu în fiecare an, fiți cu ochii pe mine și pe ce auziți. Eu a trebuit să păzesc un brad care era să cadă și ca să, dacă prind bradul ăla când mai cad odată, am eu o idee. Mă duc la un neam sau la bunici sau la unchi, dacă nu găsesc scoci la mine acasă, mă duc cu scociul la liceu, lipesc picioarele de la bradă cu scoci pe picioarele de la bradă în jurul picioarelor și le lipesc de pe parchet, le lipesc pe toate și să mă asigur în pauză că nu mai cade bradul. Decât să mai legați firul de la instalația electrică, beteala și să o faceți mai urâtă, că de care intecționă îi vine o idee puțin cam proastă, să lipesc picioarele de la brad cu scociu. Să lipesc cu scociu, auziți? Unde să mă duc și anot când e iarnă? Ia reclame, stupide! Da. Era să cap cu scaunul. Întotdeauna să fiți cu urechile pe mine când sunt supărat că nu pot să dau mașina judecată. Spuneți-mi mașina să vă aștepte sau mă duc mâine la tribunal. Și dacă nu pot să mă mâine la tribunal, cine să mă distreze pe care weekend? Jam mănânc eu, nu voi. Da. La naiba. Am uitat să explică despre ceva ce s-a întâmplat și vreau să vă explic.
90 light-ul. Mi-este greu să-l iau. Cine e de vină și cum putem salva Delcau? Au! Da! Mă gândesc la voi, deși mă gândesc foarte bine la câteva glume pe care voi mi le spuneți, deși necând naibii să mă chinui cu o prostie, uitați-vă aici. Mă gândesc la ce o să se întâmple în viitor cu mine. Mă gândesc să explic despre ceva, dar clar că nu va să spun de tot, pentru că poate s-ar supăra o persoană din jurul meu, deși e puțin cam târziu să explic. Deci a fost o discuție în pauză, deși nu știu mai exact de ce ne mai încăierăm, că nu putem să mergem la întâlnire la pizza, că se plâng unii de alții se cam plâng de pizza cum e acolo, pizza cu margarină și cu nu știu ce, deși unii se cam plâng la o situație despre pizza. Puteți să nu vă plângeți când e vorba de o pizza? Am și eu sentimente ca voi, eu nu sunt egoist, dar gândindu-mă la eu care trag de timp că mi-e frică să o fac o întorsă, că mi-e frică să o iau întorsătură și de asta nu vreau eu să mi se întâmple mie o nesimțire, deși întotdeauna vreau să zic eu ceva, dar văd că nu mă gândesc eu cât să îmi țină situația captivă. Nu despre asta e vorba. Nu este vorba despre asta. Întotdeauna când eu urăsc petrecerea... Sunt paf după 6 ore! Sunt paf după 6 ore și nu mai știu nici ce sentimente sunt. Pentru că deșteaptă de liac nu mi-a lăsat oră pentru asta. Deci, am vrut eu să le explic că eu urăsc anunțile, deși cineva m-a înțeles în sfârșit, dar vreau să se rezolve până anul viitor problema. Deși vreau să le zic I love pe cineva mai blând decât cineva sever să se certe cu mine că nu știu ce, că ce... Lasă-mă în pace în puii mei ghilimele să-mi răspundă mie așa. Mie nu mi-ar fi plăcut să-mi răspundă mie așa cu puii mei, dar dacă m-ar fi supărat ea pe mine, eu i-aș fi răspuns. Deși eu nu am fost încăpățânat să fac așa ceva, dar microfonul ăsta apare de un microfon. Apare de o cameră web, dar nu e microfon, dar are microfon camera web și credeți că vorbesc tare, dar de fapt e puțin cam defectă situația că...
Cu toți vânzători de vaci avem prioritate să se întâmple ceva, chiar că iarna s-a primăvară. Liria că nu o să înțeleagă asta, deși nu vreau să fiu certat de-aia pe tu, că în fiecare weekend doar învățăm, nu ne putem distra în afară de vrem a găsa club și alte petreceri, să fiu invitat. Mama pisică ar trebui să nu fie forțată să înțeleagă toate lucrurile astea, și prin casă, și pe YouTube, și sentimentele mele și atâta bla bla bla. Deși urăz munțile și vreau să se fac o peșa pe peșa anul viitor, având în vedere că mi-e dor de vară și mi-a spus un coleg așa, Aline, că piscina se face vara. Păi, unde altundeva să stai piscina iarna? Păi, ea mi-a spus la munte. Păi, eu încerc să caut o stațiune la munte la not. Păi, nu va să fie scump decât viața mea ieftină! O să fac încă un filmuleț pe la ora 8 sau 9, dar puțin cam deșteaptă ai fost, Liliac, dar n-am să te iert. Că nu pot să spun un sentiment nimic după liceu. Ți-a găsit ora, te-a găsit ora, te-a găsit iminentul, te-a găsit tot. Nu mai vreau să te cert, pentru că știu că o să am necazuri și o să-mi vin să mă plâng. Tu să te plângi de sentimente după liceu, te plângi mereu. Nu o să rezolvi niciodată nimic. Am avut încredere degeaba. Dar dacă colega mea cea din spate a fost mai amabilă, păi dacă era vară și făceam eu pe șapișă, dar dacă era iarnă, făceam interioară, să găsesc că undeva la munte o distracție. Acum că vreau să fiu excursie la piscină în iarna asta sau în primăvară, chiar sunt am o fantezie de prost, șip! Dacă mergem acolo, de unde caut eu la magazinul Flamingo puțin cam uriaș? Unde eram? Mă rog, ei spun mulțumesc decât că m-am zis. Ziua mea este vara anul viitor. M-am înțeles, dar nu prin furie, nu nimic, dar am înțeles și aproape, dar mama a înțeles doar puțin. Ea a înțeles mult. În cine să fiu de acord de acum înainte? Eu gândindu-mă că vara viitoare va să fie pe cea pișa distracție, nu de ziua mea sau alu altcuiva. Maica mea a înțeles tot felul de lucruri, sentimente și acum zice că nu mai promite nimic. Mi-este greu cu toate distracțiile și a găsat-o fiecare weekend, m-am anchet. Dar eu când vreau să not undeva iarna anterior, am auzit că urăsc în special la munte. Priviți, acum am înțeles cineva de ce urăsc uneori unei excurs la munte. M-am gândit să nu spun asta din nervi, dar mă gândesc la câteva similarități. Asta zic eu, colegă, că am înțeles că pe ziua mea vara va să fie la piscină. Nu ai una singură înțeles. Eu nu forțez pe toată lumea. Dar dacă este vară, când o să fie vară, va să face cu toate excursia la piscină după banchet. Asta se întâmplă când eu în timpul bacalaureatului mă cert uneori cu Liliac. Dar când e iarna la not, puneți-vă un flamingo deasupra apei, să nu vă necați în apa rece. Nu vreau să mă certe nimeni pentru subiectul ăsta. Vă rog să mă înțelegeți că eu vă înțeleg că sunteți cu bacalaureatul. Și eu v-am vrut binele, v-am vrut să nu aveți emoții, v-am vrut să nu vă supărați pe mine, că am spus un cuvânt, dar dacă nu pot să retrag, sunt prost. Și asta e. Asta numesc eu discuție. Ziua mea este la vară. Lumea a știut asta. Dar dacă... nu mai zic nimic. Ați înțeles. Ați înțeles ideea. Așa o să închidă toate firele. Mai mult am ca 11 cu Violeta râzând. Data viitoare când e iarna, nu mai așteptați livrarea pentru o excursie la notă la munte cu flamingo deasupra. Vă mulțumesc, la revedere! Și alte înțelegeri, mersi mult că sunt înțeles de cineva totuși. O să mai vorbim pe WhatsApp, o să mai vorbim undeva, dar nu i-am spus numele că nu trebuia. Nu pot ceda să-ți acasă.
Povesti foarte serios. Cam atât a fost și mai facem un filmuleț la 7 despre ceva cu Android și îmi vine mie o idee. Da, până atunci. Sper că a băgat cineva ideea la cap, o discuție la cap. Și cam atât o să fie, dar iubire. Tai, tai. Tai, tai! Sper să nu fie cuiva lene. Dar totuși, mersi mult pentru popularitatea la sociologie. Mai vorbim și lui.